Autoritățile ruse din domeniul turismului încearcă să găsească soluții pentru acest sector, după ce invazia rusească în Ucraina și sancțiunile ulterioare au dus la o limitare drastică a opțiunilor de călătorie ale turiștilor ruși. Aceștia sunt îndemnați să călătorească pe o nouă rută turistică frecventată de Putin. Conform Digi24, este de notorietate că dictatorul rus obișnuiește să-și facă vacanțe foarte atent mediatizate în taigaua siberiană, acolo unde încearcă să proiecteze imaginea unei masculinități aspre. Ruta vacanțe siberiene, creată de Agenția Rusă de Turism, se întinde pe mai bine de 1200 de kilometri în regiunea Krasnoiarsk și în Republica Tuva, a spus șeful acestei agenții la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, așa zisul Davos rusesc. Primii turiști vor începe călătoria pe această rută cu mașina din iulie. Vacanța ar trebui să dureze 8 zile. Este o rută absolut specială care nu are niciun echivalent. Combină peisaje incredibil de frumoase, etniile vibrante ale popoarelor siberiene și artefacte unice, aurul șit, mormintele liderilor regatelor preistorice din zona râului Enisei și siturile budiste din Tuva. Am inclus și un miracol al ingineriei, digul Saiano Shushenskaya, pe această rută. Rosturism pregătește de asemenea alte 24 de rute interne, urmând să cheltuiască 1,2 miliarde de ruble, echivalentul la 21 de milioane de dolari americani, pentru dezvoltarea lor. Printre ele se numără și drumul țarului, o rută între Sankt Petersburg și Moscova și ruta Ziua începe aici, pe insula Sahalin, în Orientul îndepărtat, la graniță cu Japonia. Anul trecut, publicația rusească de investigații Proiect scrie că Putin și Shoigu au furat bani din bugetul federal pentru a construi vile de lux pentru dictatorul rus în Tuva. Atunci când acesta merge în vacanță, Tuva este locul de origine al lui Shoigu.